dimineața. De ce ați ales Cândeștiul? După cum spun localnicii, locul unde se termină asfaltul. De ce nu ați ales orașul? Bună dimineața! Astăzi nu voi veni numai aici la Cândești, voi merge și la Ruseni, și la Borlești, și la Rediu. Am un tur de școli și am preferat să vin în mediul rural, pentru că aici, de-a lungul timpului, reprezentanții județului nu prea știau că deschiderea anului școlar se face și în mediul rural. Ați ales comune nu foarte mari din județul Neamț. De ce? Nu am avut în vedere mărimea, dimensiunea numărului elevilor sau a locuitorilor din comuna unde am ales să vin. Ce le vreau copiilor la început de an școlar? Din suflet le urez un an ce urmează să fie realizat cu multe realizări, să fie sănătoși și mult succes la învățătură, pentru că ei sunt viitorul nostru al tuturor. Vă mulțumesc. 16 septembrie 2013 începe anul școlar 2013-2014. Suntem la 42-a ediție în această școală. Avem din partea Consiliului Județean doamna vicepreședintă Arcan Emilia, avem din partea prefecturii domnul consilier Iacoban Constantin, din partea inspectoratului școlar doamna inspector Rodica Vădean. Din partea primăriei îl avem în mijlocul nostru pe domnul primar, pe domnul administrator, preotul paroh și din partea Poliției Cândești, domnul Floriaț. Vom începe, așa cum este normal, cu imnul național. Amen.
continuare, dăm cuvântul doamnei vicepreședinte Emilia Arcan. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Dragi copii, părinți, bunici, stimate doamne cadre didactice, domne profesori, învățători, sunt onorată să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Voi copii sunteți viitorul nostru al tuturor. Vă urez să aveți un an ușor, să aveți un an plin de realizări. Consiliul Județean este alături de învățământul din județul Neamț. Suntem alături de conducerea primăriei din comuna dumneavoastră. În numele conducerii Consiliului Județean vreau să vă aduc salutul de bun început de an, vreau să vă aduc salutul doamnelor cadre didactice și domnilor profesori, învățători, să fiți sănătoși, doamnelor, să aveți răbdare cu micuții, pentru că ei sunt viitorul nostru. Și mai ales bobocei care pășesc pentru prima dată în sălile de clasă, ei sunt viitorul nostru și să aveți răbdare, să fiți înzestrați cu multă răbdare, pentru că aveți nevoie de acest lucru. Mult succes tuturor, să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu putere de muncă. Consiliul Județean este mândru de rezultatele obținute la învățătură de-a lungul timpului, de rezultatele obținute la olimpiade, la concursurile naționale și internaționale. Să fiți sănătoși și mult succes mai departe! Mulțumim! În continuare, dăm cuvântul domnului Iacoban Constantin, care va... Mesajul președinte. Stimați părinți, stimate cadre didactice, dragi elevi, Consiliul Județean sprijină din toate puterile învățământul, dar se și mândrește cu rezultate obținute de elevi și profesori la olimpiadele școlare și în orice alte concursuri și competiții naționale și internaționale. Voi, dragi elevi, sunt toți cei care veți duce mai departe scânteia învățătură desprinse aici, cei care veți face să vorbească despre școala aceasta, despre localitatea aceasta și județul Neamț. Voi veți munci în România de mâini și poate unul dintre voi va avea un rol important în existența ei. De aceea toate speranțele noastre vă sunt destinate și de aceea considerăm că niciun efort din partea colectivului de cadre didactice și din partea administrației publice nu este prea mare pentru a vă asigura condițiile unui învățământ modern și eficient. La început de an școlar, în numele Consiliului Județean și al meu personal, vă urez succes în activitatea școlară și extrașcolară, un an plin de rezultate foarte bune, spor la învățătură și multă sănătate. Președintele Consiliului Județean, Culiță Tărescu. Dăm cuvântul din partea Inspectoratului Școlar, doamnei Rodica Vădeanu. Bună ziua tuturor! Suntem într-un moment de mare sărbătoare, de mare sărbătoare pentru școala dumneavoastră și pentru toți copiii din această țară. Suntem alături de părinți, suntem alături de copii, de toate cadrele didactice, care în acest moment încep un nou an școlar. Permiteți-mi să dau citire mesajului Inspectoratului Școlar Județean Neamț, respectiv mesajul domnului inspector școlar general, profesor Viorel Stan. În fiecare an, mijlocul lunii septembrie, reunește în școlile românești mai mult de un sfert din populația țării. În fiecare an, la mijloc de septembrie, emoțiile absolvenților se reunesc cu emoțiile celor care pășesc pentru prima oară pe porțile școlii, cu emoțiile părinților și ale dascălilor. În fiecare an, mijlocul lunii septembrie marchează sărbătoarea unui început pe care ne-l dorim și pentru acest an școlar, plin de succes și de reușite. Anul școlar care s-a încheiat 2012-2013
a însemnat adăugarea unor performanțe deosebite la cele pe care elevii nemțeni și le-au adăugat în ultimii ani. A însemnat, de asemenea, o confirmare a speranțelor pe care le-am avut, dar și o mai mare nuanțată punere în valoare a disponibilităților de învățare ale elevilor nemțeni. Ca în fiecare an, sunetul clopoțelului va marca începutul unui an de muncă asiduă, pe care ni-l dorim, plin de rezultate frumoase și de confirmări ale așteptărilor înalte. Pentru că de fiecare dată, dacă pui suflet în ceea ce faci, nu se poate să nu te întâlnești cu performanța. Pentru calitatea deosebită a activității de învățare pe care ați desfășurat-o în anul școlar recent încheiat, vă mulțumim deopotrivă vouă, dragi elevi, și dumneavoastră, profesorilor. Rezultatele pe care an de an vi le adjudecați sunt garanția unor personalități puternice ancorate în realitatea zilei de astăzi. Conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Neamț vă felicită, stimați colegi, pentru rezultatele obținute în anul școlar trecut și vă dorește sănătate, prosperitate, putere de muncă și succes deplin în activitatea nobilă pe care o desfășurați. Dumneavoastră, stimați părinți, care luați parte la această sărbătoare, vă dorim un an școlar în care să vă bucurați alături de școală de rezultatele copiilor dumneavoastră. De asemenea, vă așteptăm alături de noi în munca de realizare a obiectivelor școlii românești. Vouă, dragi elevi, vă dorim succes deplin în noul an școlar. Să adăugați valoare la valoare pentru a demonstra că învățătura este preocuparea voastră. Cea mai importantă. Confruntările și competițiile din acest an școlar să confirme și să răsplătească eforturile voastre de zi cu zi. Tuturor multă sănătate și putere de muncă. Fie ca acest an școlar să fie un an școlar al reușitei și al succesului profesional. Vă mulțumesc! Dăm cuvântul în continuare domnului primar, Tate Daniel. Stimați părinți, stimați invitați, stimați cadre de viață, dragi elevi, Primăria Comunii Cândești sprijină învățământul și se mândrește cu ceea ce a realizat în ultimul an în școlile din Comuna Cândești. Aici spunem de școala Vădurie de Zugrăvit interior și exterior, școala din Pădurie de Zugrăvit interior și exterior, școala din Cândești din Deal, școala din Cândești de Vale, magazia de lemne, apă, curentă, trafă. Acum, la început de an școlar, Primăria Comunii Cândești și eu personal vă urez succes în activitatea școlară, un an cu rezultate școlare foarte bune, spor la învățătură și multă sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Dau cuvântul în continuare domnului șef de post, Florian Mihai. În primul rând vreau să vă urez un an bun, mai bun decât cel care a trecut, dacă este posibil, și să vă vedem mesajul poliției române pentru dumneavoastră. Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, Poliția Română transmite toate gândurile bune și urările de succes tuturor celor care astăzi încep un nou an școlar, elevi, profesori, dar și părinți. În această zi suntem alături de dumneavoastră în dublă calitate de polițiști, dar și de părinți, pentru a vă asigura de sprijinul nostru în noul an școlar care tocmai a început. Dragi elevi, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an școlar plin de reușite, cu rezultate deosebite la învățătură, în care să acumulați cât mai multe cunoștințe care să vă modereze caracterul, să vă pregătească pentru viață. Vă garantăm că pentru cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, se află și polițiști. Apelați cu încredere la poliție când aveți o problemă. Stimați părinți, sunteți cei mai apropiați de copii și le cunoașteți cel mai bine nevoile și dorințele. Rolul dumneavoastră este foarte important în activitatea lor școlară.